vineri, sâmbătă și duminică vom avea o vreme călduroasă, izolat canicular în vestul Dobrogei, cu valori termice ce se vor încadra între 28 și 35 de grade, iar în orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat. Tot în cursul după amiezelor vor apărea și manifestări de instabilitate atmosferică și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijeli. În ceea ce privește litoralul, condițiile de precipitații vor fi reduse, iar vremea va fi caldă și în general frumoasă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade. O răcorire a vremii este așteptată la începutul săptămânii viitoare, când temperaturile maxime nu vor mai depăși 31-32 de grade, temperaturi ce le vom aștepta până spre jumătatea săptămânii care urmează.